ecranele de news. Măsurile de austeritate fără precedent din Grecia sunt privite cu neîncredere în peninsula Elenă. De la politică și business, la fapt divers și mondenități. Ce vei face ca să intru din tată din nou custodia Elenei? Știrile B1 TV au ritmul vieții tale. Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, este ora 11. Vedem chiar acum care sunt cele mai importante titluri ale jurnalului. Parchetul Timiș a preluat dosarul scandalului în care sunt implicați fiii primarului din Deta, iar șeful poliției române, chestorul Liviu Popa, a fost chemat din concediu pentru a coordona ancheta. Potrivit chestorului Liviu Popa, între frații Roman și victime există un conflict mai vechi. O navă aflată în portul Midia Năvodare a luat foc. Incendiul a izbucnit în camera de comandă a navei, în timp ce aceasta era acostată în port pentru reparații. Criminalul din Oslo va fi audiat astăzi de judecători pentru ca aceștia să se pronunțe asupra plasării sale în arest preventiv. Între timp, bilanțul atacurilor de vineri a ajuns la 93 de morți. Parchetul Timiș a preluat dosarul scandalului în care sunt implicați fiii primarului din Deta, iar șeful poliției române, chestorul Liviu Popa, a fost chemat din concediu pentru a coordona ancheta. Potrivit chestorului Liviu Popa, între frații Roman și victime există un conflict mai vechi. Acum un an, victimele ar fi fost implicate în incendiarea mașinii unuia dintre fiii primarului din Deta. Bogdan Roman este căutat în continuare de poliție, în timp ce fratele său și alți trei suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și vor fi prezentați tribunalului cu cerere de arestare preventivă. De ce v-ați bătut? De ce v-ați bătut? Unde este fratele tău? Ce ai făcut? Ea protecția? Ei jungea pe băieți, da sau nu? Unde este fratele tău? Care dintre băieți a dus abia? Polițiștii însă îl caută pe principalul suspect, Bogdan Roman, care este de negăsit. Bogdan Roman este acuzat că alături de fratele său, dar și de alte persoane, a atacat trei bărbați pentru că aceștia nu ar fi vrut să plătească taxa de protecție. În timpul conflictului, Bogdan Roman a scos o sabie cu care i-a tăiat pe cei trei. Tinerii înjunghiați cu vârste cuprinse între 22 și 31 de ani au fost transportați la spital. Fiul primarului din Deta, uitați ce face fiul primarului din Deta. Deci omoară oameni, tranșează oameni pentru drept de șmecher. L-a tăiat pe unchiul meu, l-a făcut vară și am vrut să mă bag și eu și m-a tăiat și pe mine. Și poliția stătea și se uita și nu se bagă nimeni. Eu zis să-i dau 5.000 de euro drept de șmecher, că el e șef în oraș și trebuie să-i dau 5.000 de euro. Și tot am zis să-ți dau, când am, și eu și nepotul meu. Și el nu, că-mi dați banii, și toată ziua s-a luat de noi, unde mergeam în baruri, peste tot. Și acum seara a venit cu sabia și mă tăia și pe mine și pe el. A venit Bogdan, și fiind fiul primarului, și a început să ne taie pe mai mulți indivizi. Au fost vreo 30 de inși, pe unchiul meu l-a tăiat tot, pe mine m-a tăiat aici și mi-a dat cu cuțitul în cap și pe vărul mi-a tăiat cu sabia pe spate. Bogdan Daniel Roman nu este la primul incident cu poliția. El a fost cercetat în mai multe dosare penale. Și fratele acestuia, Călin Roman, a fost implicat în mai multe scandaluri. Pe de altă parte, și victimele au dosare penale. Potrivit șefului poliției române, Liviu Popa, cei trei sunt acuzați de distrugere. Se pare că victimele au un conflict mai vechi cu fiii primarului din Deta. Anul trecut ar fi fost implicați în incendierea mașinii unuia dintre frații Roman. Delegația comună a Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și Comisiei Europene își continuă astăzi întâlnirile cu oficialitățile române. De la sediul BNR, Bogdan Pavel ne spune ce program au pentru astăzi oficialii europeni. Bună dimineața! Bună dimineața! Delegația Fondului Monetar Internațional, a Băncii Mondiale și a Comisiei Europene, condusă de Jeffrey Franks, are programat astăzi la ora 13 întâlnire cu premierul Emil Boc la Palatul Victoria. De acolo, delegația lui Jeffrey Franks se va deplasa la USL pentru întâlniri cu liderii acestei coaliții politice. De acolo sunt așteptați la ora 17 la Palatul Cotroceni pentru o întâlnire cu președintele Traian Băsescu. Delegația comună a Fondului Monetar Internațional, Băncii Mondiale și a Comisiei Europene se află de miercuri la București pentru o a doua misiune de evaluare din cadrul acordului stand-by de tip preventiv încheiat cu țara noastră, acord în valoare de 3,6 miliarde de euro. Mulțumim, Bogdan. Biroul permanent al Partidului Democrat Liberal se întrunește în ședință care ar putea fi temele de discuție, ne spune colega noastră Oana Cherghina. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, am avut o primă serie de declarații aici la sediul PDL înainte de începerea ședinței. Secretarul general adjunct al partidului, Alin Popoviciu, a declarat la sosirea aici, de altfel el este și deputat de Timiș, a declarat referitor la scandalul în care este implicat fiul primarului din Deta, că în acest moment primarul de aici nu este implicat în niciun scandal și că autoritățile statului trebuie să-și facă datoria, iar cei care se fac vinovați, dacă acest lucru va fi demonstrat, trebuie să plătească. De altfel, Alin Popoviciu a declarat că primarul de aici, Petru Roman, este unul dintre cei mai competenți primari din județul Timiș și, așa cum spunea el, este un om serios și foarte respectat în județ. Oana, mulțumim mult! Ministrul Muncii Sebastian Lăzăroiu îl atacă dur pe președintele PSD Victor Ponta. Într-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei, Lăzăroiu spune despre actualul președinte al PSD că vrea doar să se bucure de micile lui plăceri, nu să conducă un partid, ci că stă încă în lanțurile ținute de grei partidului. Eu am avut speranțe mari când a venit Ponta la conducerea PSD. Știam că în principal a fost sprijinit de o coaliție a baronilor, dar speram că e suficient de rebel încât să scape de lanțuri. Numai că lanțurile sunt comode pentru oameni slabi ca Ponta. Câinele stă toată viața în lanț dacă îi dai de mâncare. Ponta nu vrea puterea reală în partid, vrea doar confort și iluzia că el conduce. Vrea să apară la televizor și să scrie pe burtieră președintele PSD. Și mai vrea să își satisfacă micile plăceri, curse, raliuri, etc. Îi mai sare în apărare socrul Ilie Sârbu. El nu trebuie să facă prea mult efort, a declarat ministrul Muncii Sebastian Lăzăroiu pentru ziarul Evenimentul Zilei. În ceea ce privește momentul alegerilor din 2012, fostul consilier prezidențial susține că va fi o luptă acerbă între trecut și viitor. Lăzăroiu a mai explicat în interviul acordat pentru Evenimentul Zilei și motivele pentru care coaliția de guvernare refuză să participe la rundele de dialog convocate de opoziție. Acum un an de zile spuneau că vor să crească salariile și pensiile, împotriva deciziei guvernului de a tăia cheltuielile și a salva țara de la colaps. Acum când văd că în jur totul se prăbușește și că România a reușit să se salveze cu măsurile de austeritate pe care le-a luat, au schimbat placa. Ce să vorbești cu oamenii ăștia? Ce să negociezi cu niște ipocriți? Primarul Craiovei, Antonie Solomon, a revenit astăzi la primărie. Solomon a fost suspendat din funcție în 10 martie 2010, fiind acuzat de luare de mită în formă continuată, uz de fals și fals intelectual. Antonie Solomon a fost întâmpinat cu brațele deschise de angajații primăriei, dar și de cetățeni. Antonie Solomon este pregătit să-și reia atribuțiile. Spuneam odată că au fost momente când m-am simțit mai bine în pușcărie decât în primărie. Înțelegeți? Deci primăria este o instituție frumoasă pe din afară, dar extrem de complicată, mai ales când te lupți cu sărăcia și cu spiritul acesta oltenesc mai iute, așa, sângele clocotește în vene și încerc să mă obișnuiesc acum cu activitatea. Fiindcă a fost o perioadă de aproape un an și jumătate când am fost inactiv, am pus pe mine kilograme, mi-am făcut nervi. Primarul Craiovei are mai multe proiecte pregătite. Solomon a precizat că speră ca lucrurile să înceapă să se miște într-un ritm mai alert și să se vadă schimbări. Pe mine m-a surprins altceva, ritmul lent al lucrărilor. Deci o să-i bag în viteză, cum se zice. Sper că după 15 septembrie să începem să muncim cu adevărat în această instituție, fiindcă vreau performanță în administrație, nu trebuie să stăm să vegetăm ca iasca pe copac. Despre problemele pe care le are cu justiția, Antonie Solomon nu a vrut să comenteze. Oamenii m-au condamnat deja la 4 ani muncă în folosul comunității, deci trebuie să mă duc să-mi spășesc pedeapsa la birou, da? Un moment îndelung așteptat, nu numai de către noi, ci mai ales de către populația Craiovei. Un moment care survine după o perioadă de un an și jumătate care, în opinia mea, n-ar fi trebuit să existe. Cum l-ați primit pe domnul Solomon? Foarte bine, abia l-așteptam. Este sufletul nostru și al Craiovei. Noi și am luptat pentru dânsul, am fost la toate mănăstirile din țară pe unde am putut să ajung, să mă rog pentru sănătatea și pentru libertatea domnului primar, Antonie Solomon. Îl iubesc pe domnul primar Solomon. 99% din craioveni îl vor. Vă spuneam că o navă aflată în portul Midia Năvodare a luat foc azi dimineață. Incendiul a izbucnit în camera de comandă a navei. Se pare că s-a extins. Deși nava are un echipaj de 28 de persoane, din primele informații, se pare că la bordul navei nu se afla nimeni. Nava sub pavilion Panama este acostată în portul Midia pentru reparații.
Norvegenii fac eforturi să-și revină după masacrul de vineri. Ceremonii religioase au avut loc în toate bisericile din țară. Regele Harald al V-lea și al Norvegiei și regina Sonia au fost surprinși de camerele de televiziune plângând în timpul slujbei. Într-un filmuleț postat pe YouTube, criminalul din Oslo se declară un admirator al lui Vlad Țepeș, pe care îl consideră unul dintre cei mai importanți luptători creștini împotriva islamizării Europei. În plus, deși a recunoscut că a comis ambele atacuri, norvegianul susține că nu a încălcat legea. Potrivit avocatului său, avea de gând să provoace o adevărată revoluție în Norvegia. Ziarele norvegiene scriu și că părinții atacatorului au aflat despre faptele fiului lor din presă. Ei nu știau nimic despre planurile teroriste ale acestuia. Regele, soția sa, regina Sonia și alți membri ai familiei regale au luat parte la slujba de la Oslo împreună cu premierul Jens Stoltenberg, membrii ai guvernului și ai tuturor partidelor politice. Oficialii au depus câte o floare albă când au intrat în catedrală. Menneskeliv gått tapt. Flere fortsatt savnet. Hver og en av dem som har gått bort en tragedie. Stranele au fost pline, în timp ce sute de persoane au stat în piața din fața bisericii plină de lumânări și flori. Well, just to show our support really to the people who lost their loved ones and to put flowers here and to show our respect. Yeah, to show respect for the people who died, that it was one of our own. That was a big surprise. Drapelele au fost coborute în Bernă în toată țara. Regele Mihai a trimis un mesaj de compasiune și sprijin majestății sale regelui Harald al V-lea în legătură cu atacurile teroriste din Norvegia. Reacții au venit și de la Vatican, de unde Papa Benedict al XVI-lea și-a exprimat regretul în legătură cu actele teroriste petrecute în Norvegia. Sanctitatea sa a adăugat că se roagă pentru familiile victimelor. Autorul masacrului de vineri de la Oslo va fi adus astăzi în fața judecătorilor, care trebuie să se pronunțe asupra plasării sale în arest preventiv. Anders Behring Breivik are însă două cereri pentru întâlnirea de azi cu magistrații. Dorește o audiere publică și să-i se dea voie să apară îmbrăcat în uniformă. Potrivit presei norvegiene, poliția va cere la rândul său o audiere cu ușile închise. Conform procedurii judiciare norvegiene, plasarea în arest preventiv pentru maximum 4 săptămâni poate fi reînnoită în cadrul unei noi audieri după expirarea acestei perioade. În mod excepțional, astăzi, anchetatorii vor cere 8 săptămâni de arest preventiv. Între timp, bilanțul victimelor a ajuns la 93 de morți. Anders Behring Breivik riscă maximum 21 de ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat. Scene de groază pe drumul ce leagă Alexandria de București. Un autoturist care a intrat într-o depășire periculoasă s-a izbit frontal de o motocicletă care circula regulamentar. În urma impactului, 4 persoane și-au pierdut viața și alte 2 au fost transportate în stare gravă la spital. Autoturismul care a provocat tragicul accident venea de la Alexandria și mergea spre București. Femeia aflată la volan a ignorat indicatoarele de depășire interzisă și a intrat pe contrasens într-o zonă fără vizibilitate. Impactul cu motocicleta care circula regulamentar a fost fatal. Conducătoarea unui autoturism marca Volkswagen Golf, în timp ce se deplasa din direcția Alexandria către București, într-o zonă cu vizibilitatea redusă, în vârf de pantă, unde depășirea este interzisă, s-a angajat în manevra de depășire a mai multor autoturisme, în momentul în care a intrat în coliziune frontală cu o motocicletă care circula din sens opus. Cele 2 persoane de pe motocicletă, femeia de la volanul mașinii și o altă persoană aflată în autoturism, au murit pe loc. Alte 2 persoane au fost transportate în stare gravă la spital. A rezultat decesul celor 2 persoane de pe motocicletă, precum și altor 2 persoane ocupate în autoturism. De asemenea, în urma evenimentului a rezultat și vătămarea corporală a altor 2 ocupanți din autoturism. Pompierii de la descarcerare s-au chinuit mai bine de o oră pentru a scoate victimele dintre fiarele contorsionate. Din cauza accidentului, circulația în zona a fost îngreunată aproape 2 ore.
au fost furate chiar lângă secția de poliție. Aceasta este povestea a patru tinere venite tocmai din America pentru a desfășura în țara noastră o campanie educativă. Chiar dacă fetele au fost cazate la nici 50 de metri de o secție de poliție din Pitești, acest lucru nu l-a împiedicat pe hoți să intre pe fereastra camerei și să sustragă de acolo mai multe bunuri. Imediat ce turistele au anunțat furtul, oamenii legii au reușit să-l prindă pe hoți și să le recupereze o parte din obiecte. Fetele cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani au venit din Statele Unite ale Americii în Pitești pentru a desfășura o campanie împotriva prostituției, drogurilor și alcoolului, adresată în special copiilor. Turistele au fost cazate de fundația care le-a dus în România la parterul unui cămin sportiv, în apropierea unei secții de poliție. Fetele au plecat spre locul unde trebuiau să țină conferințele, dar au lăsat geamul camerei deschis pentru a se aerisi. Când s-au întors la cămin, stupoare, mai multe obiecte electronice le lipseau. We arrived in our room and our laptops and the cell phone had been stolen, so we were very frightened. Imediat ce și-au dat seama că au fost furate, cele patru femei au mers direct la secția de poliție. Individul a pătruns pe geam, a luat aceste laptopuri și un telefon mobil, după care s-a făcut nevăzut. Polițiștii au început imediat căutările și în mai puțin de 24 de ore au reușit să-l prindă pe suspect. Este vorba despre un băiat de 20 de ani, fără antecedente penale. Cum a intrat pe geam? S-a venit. Era deschis? Da. Și? Ce ai luat? Laptop. Dar ai cotrobăit pe acolo sau ce ai făcut? Cum l-ai găsit? Așa veni și frumos. Ai mai făcut vreodată așa ceva? Tânărul reușise să se vândă doar unul din cele patru laptopuri pentru 280 de lei, dar și acela s-a reîntors în mâinile proprietarului, așa că cele patru turiste și-au recuperat toate bunurile și sunt mulțumite de viteza de acțiune a polițiștilor români. This is such a miracle because we know back at home in the US they probably would not have searched this hard at all, so... Yeah, this is awesome. They worked very hard and they found our things. So we're very shocked and thankful for Pitești. Yeah, salute Pitești. It's good. Tânărul care a încercat să le fure pe americance este cercetat acum sub acuzația de furt calificat, iar dacă va fi găsit vinovat, riscă să stea până la 15 ani după gratii. Sighetenii au luat cu asalt stadionul din localitate pentru a-l vedea cu ochilor pe campionul mondial Lucian Bute. Renumitul boxer care acum este stabilit în Canada a crescut pe străzile din Sighetul Marmației, iar ieri s-a întors pe malul Tisei pentru a primi titlul de cetățean de onoare. Mândria României la box, Lucian Bute, pe care îl invit alături de mine! Mii de oameni au venit pe stadionul din Sighetul Marmației pentru a-l ovaționa pe campion. Lucian Bute a primit nu numai harta care atestă că de acum înainte e cetățean de onoare al Sighetului, ci și cheia orașului. Sunteți un biruitor, sunteți un învingător și primiți diploma noastră din toată inima și din tot sufletul. Vă ofer și cheia orașului cu emblema acestui ținut. Sighetenii au fost extrem de emoționați de venirea lui Bute, pe care l-au umplut de cadouri. Printre cadourile pe care le-a primit pe scena de la Sighet, s-a numărat și o sticlă cu horincă de Maramureș. Sunt mândru că am obținut acest titlu și am făcut parte din județul Maramureș. Am boxat pentru județul Maramureș. A fost o mare bucurie să-l revăd. Mi-a făcut o surpriză deosebit de plăcută. Folchiu a ajuns la final, ultima zi a festivalului, devenit deja tradiție pentru vamaioți, dar și pentru iubitorii de folk. A fost una specială. Pe scenă au urcat nume celebre ale muzicii de gen, precum Mirona Pascu, Țapinarii, Celelalte Cuvinte, Ducu Berții și Mihai Neniță, dar și formația VAM. Turiștii veniți în Vama Veche special pentru muzica folk s-au declarat mulțumiți de cele patru zile de festival. Cel mai fain din lume! Doar simțiți ce e aici! Fantastic! Îmi place cel mai mult, am fost și anul trecut, dar anul ăsta mi s-a părut cel mai ca lumea organizat! Obișnuiți cu condițiile vitrege din Vama, turiștii nu au avut obiecții pentru că au trebuit să stea pe nisip și să-și asculte interpreții favoriți. Nici fetele nu au dat prea mare importanță ținutei. Pentru iubitorii de folk, singurul lucru care a contat cu adevărat a fost muzica. Prima ediție a
festivalului Folk You s-a ținut în 2005. La acea vreme, pe plaja din Vama Veche, Florian Pitiș a declarat deschisă mișcarea de rezistență împotriva prostiei revărsate. Și de atunci, în fiecare an, festivalul reunește pe scena din Vama nume mare ale muzicii folk din România, precum Zoia Lecu, Tudor Gheorghe, Mircea Vintilă, Florian Chilian, Zdob și Zdub, Poesis, Nicu Alifantis, Mircea Baniciu și Ducu Berții. Spectacol și multă adrenalină, de asta au avut parte turiștii care s-au aflat duminică în stațiunea bihoreană Boga. 12 tineri pasionați de rafting au uimit audiența și au arătat maestria în apere învolburate ale râului Crișul Pietros. Întreaga demonstrație a durat mai bine de 8 ore, iar apa a avut puțin peste 0 grade Celsius. Cer deosebit de periculoase, cascade spectaculoase și temperaturi extreme chiar și în mijlocul verii sunt elementele care alcătuiesc peisajul în care se pregătesc sportivii pasionați de rafting. 12 dintre ei au încercat râul Crișul Pietros. Ezen a folyón nem voltam még, de nagyon izgalmasnak tűnik. A többi hely az mind nagyon szép és nagyon jó volt. Minden folyónak más az izgalma és más a kalandja és a kihívása. Facem antrenamente de un an, doi, trei, pentru așa ceva, pentru râuri din astea. Pe lângă munca noastră ne place să venim să simțim că trăim. Puțin adrenalină și aici o simțim din plin, din primul minut în care urcăm în barcă până în ultimul minut. Mă bucur că sunt aici și nu sunt în altă parte. O zi extraordinară pentru Caia. Printre cei care au încercat apele învolburate s-au aflat și câțiva membri ai serviciului Salvamont Bihor care au participat la acțiuni de salvare a victimelor surprinse în situații asemănătoare. Nu recomand turiștilor. Asta se poate recomanda eventual celor care vor să practice kayaking-ul sau trekking-ul cu canoe de două persoane. Trebuie să fie însoțiți de ghizi specializați și să aibă echipament corespunzător. Spectacolul oferit de profesioniștii embarcațiunilor a fost savurat de turiștii care se aflau în zonă. Doamnelor și domnilor, potrivit unei informații de ultimă oră, în județul Argeș, în apropiere de Vidrarul, la intrarea într-un tunel, un bolovan s-a desprins de pe versant, s-a prăbușit peste mașina unor turiști polonezi. Din informațiile pe care le avem până acum, o femeie din autoturism a fost rănită, este transportată la spitalul din Curtea de Argeș și vom reveni cu mai multe amănunte. Acum mergem mai departe cu știrile. Ședința Coaliției de Guvernare a luat sfârșit. Cristina Caliu este la guvern, are detalii. Cristina, bună dimineața, spune-ne despre ce au discutat astăzi guvernanții. Bună ziua! Discuțiile s-au axat în principal pe viitorul buget al Uniunii Europene. Vorbim despre bugetul alocat Uniunii pentru perioada 2013-2020, un buget care se ridică la peste 1000 de miliarde de euro. Reprezentanții coaliției au primit de la Uniunea Europeană o informare și au făcut o serie de observații legate de cum se pot accesa mai ușor fonduri și cum se pot accesa mai multe fonduri. Reprezentanții coaliției au stabilit drept priorități fondurile de coeziune, de asemenea fondurile pe sănătate și fondurile pe agricultură. Discuții vor avea loc pe tema bugetului european în toamna aceasta, dar și anul viitor, chiar săptămâna aceasta. De altfel, un reprezentant însărcinat cu afaceri europene din partea Ministerului de Afaceri Externe va merge și va discuta la Uniunea Europeană acest subiect într-o comisie. Alte subiecte discutate astăzi au fost deconcentrarea. Pe deconcentrare s-a stabilit ca subiectul să fie amânat până pe 7 august, când se va întruni comisia specială. Atunci se vor aștepta și puncte de vedere din partea primarilor, din partea autorităților locale, tocmai pentru a se stabili cât de mult pot practic să ducă aceste autorități locale. Asta înseamnă cât de multe atribuții pot fi puse în seama lor și mai ales cu ce resurse. Momentan, subiectul rectificării bugetare a fost amânat până după ce pleacă delegația femeii, ceea ce înseamnă că rectificarea bugetară care este așteptată să fie anunțată și propusă de Ministerul de Finanțe va avea loc undeva în luna august.
Așadar, concluziile ședinței de coaliție de guvernare. Cristina Caliu, mulțumim foarte mult. Din nou, mergem cu știri din sport cu Violeta. Bună dimineața, Bună Violeta. Bună dimineața. Vorbim tot de meci. România-Argentina. Da, ce se mai astăzi întâmplă? Se va decide soarta acestui meci în ședința Comitetului Executiv a Federației Argentiniene. Avem două variante, reprogramarea sau anularea. Noi urmărim subiectul pe parcursul acestei zile, dar suntem cu ochii și pe Liga 1. Vedem ce a făcut CFR-ul aseară imediat. Debut perfect pentru George Costa la Cluj. CFR a câștigat cu 2-0 primul meci cu Astra lui Selimeș. Șefii din Gruia mai au un motiv de bucurie. Șefii de la CFR Cluj își freacă mâinile de bucurie, n-au dat banii degeaba pe transferuri. Nou venitul Sogu, fost omul meciului pentru CFR, a dat golul etapei. Bastos l-a servit perfect. Lui Costa i-a venit inima la loc. Capetanos l-a scos din minți, a tras peste poartă, iar Miranda tocmai ce ratase golul pentru Astra. Putea fi 2-0 până la pauză pentru ardeleni. Sogu și Renan l-au pus la încercare pe portarul Astrei, primul cu un șut de la 30 de metri, al doilea cu unul de la marginea careului mic. Ambele au trecut însă puțin peste poartă. Portarul Astrei a mai scăpat odată cu fața curată, bara l-a salvat la șutul din 16 metri al lui Sogu. Nu la fel s-a întâmplat și peste alte 9 minute. Diogo și-a spart capul în prima repriză, dar nu a uitat ce a exersat la antrenamente și a făcut 2-0. La Cluj s-a dat golul etapei, la Piatra Neamț a fost faza etapei de până acum, una de cascadorii râsului cei drept. Cei care au avut de suferit au fost pandurii lui Grigoraș, care au terminat la egalitate, 1-1 cu nou promovata Ceahlăul. La o săptămână după meciul din Supercupa de la Piatra Neamț, Ceahlăul lui Penalti și pandurii au fost egale. Câte un gol s-a dat de fiecare parte, pe principiul norocul începătorului moldovenii au fost mai curajoși. Găfița a deschis scorul în minutul 25. Antrenorului de la Ceahlăul părea că nici nu-i vine să creadă. Pandurii au egalat după pauză. Stomaier a făcut 1-1 cu un șut puternic de la marginea careului. Pandurii puteau chiar să plece cu toate punctele de sub pietricică, însă Batin a ratat incredibil. Grigoraș spune că a avut altceva în gând. A vrut să rupă gâtul și lui Vilațăn și ploasa și a vrut să omoare și vreo de în tribună. Atât din sport pentru această dimineață. Nelu Barbu vă așteaptă cu toate subiectele importante de peste zi în jurnalul orei 20. Noi ne revedem mâine dimineață. Ioana Cătălin. Mulțumim pentru astăzi, Violeta, pentru toate informațiile. Doamnelor și domnilor, mergem mai departe. Viața este frumoasă. Ultima jumătate de oră a emisiunii. Mihai Jurca este din nou alături de noi. Cred că avem nevoie de vitamine dacă prea ne surmenăm, prea muncim peste măsură, nu? Cred că avem nevoie în fiecare zi de vitamine, da, unii și le iau de la borcan, alții de la tubulețele acelea de vitamine, știți că sunt acum în comerț fel și fel de complexe, complexuri, nu știu cum îi se spune, de vitamine. O să vorbim așadar despre acest subiect, o să vedem care sunt principalele surse de vitamine, o să facem o împărțire a alimentelor pe grupe, de unde ne luăm vitamina A, de unde ne luăm vitamina B, K, mă rog, câte litere are alfabetul, știu că nu există vitamină pentru fiecare literă din alfabet. O să vedem care sunt cele mai importante vitamine acum la ora 11 și jumătate. O întreagă ecuație, nu? Mulțumim frumos, Mihai. Rămâneți, doamnelor și domnilor, cu Viața e frumoasă în câteva minute. Ioana? Ecuație sperăm fără necunoscute. Doamnelor și domnilor, nu uitați, dacă sunteți martorii unei știri, aveți un număr de telefon 021-599-6655, este telefonul redacției. Sau o adresă de e-mail, știri@b1tv.ro, de ce nu și un site, b1tv.ro. Pentru că cele mai importante informații sau imagini devin aici știre de televiziune, iar jurnalul următor prezentat este de Mădălina Pușcalău. Noi ne revedem mâine dimineața la 7:00, să aveți o zi frumoasă! Colecție de abonamente. 6 mărimi diferite pentru cel mai la modă pachet de comunicare. Uită-te sub capac și poți câștiga instant una dintre cele 7 milioane de sticle de 500 de mililitri. Sau trimite codul și poți pleca la Ibiza cu încă 9 prieteni. Mai mult, ai un preț special pentru sticlele de 500 de mililitri. Orhidee delicată și lapte bogat și cremos. Iată rețeta pentru o piele delicioasă. Palmolive Naturals Irresistible Softness cu extract de orhidee și lapte hidratant. Oferă-l cu generozitate pielii tale. Noul Palmolive Naturals Irresistible Softness. O rețetă hidratantă pentru o piele
delicioasă. Anunț de informare a publicului inițiat de Mega Image. Cetățeni, întrucât Lipton Ice Tea 2 litri, diverse sortimente, este doar 4,49 lei, stăpâniți-vă bucuria. La noi prețurile sunt mici tot timpul. Mega Image. De-abia aștept să ajungem și să mă arunc în piscină. Dacă înveți să înnoți până atunci. Îți dai seama cum o să fie. Să stai toată ziua la soare, fără nicio grijă. Și să ai ceva bun de tot. Da, rece, cu multă gheață. Jacobs Ice Coffee. Super invitație la distracție. Ah, salonul e viața mea. Vin zilnic. La mine e prima oară. Da? Se vede. Ești de la țară? Nu, doar naturală. La Ricardo alegem doar ouăle naturale. Ricardo, selectăm ouăle, apoi le selectăm din nou. Tuc prezintă. Ți-e puțin foame? Ronță e un tuc. Biscuiții sărați rumeniți în cuptor. Se topesc în gură și alungă foamea oricând, oriunde. Tuc, mereu gustos, mereu la îndemână. Acum o colecție de machiaj concepută să dureze și să fie confortabilă. Noua gamă Extra Lasting de la Avon. Pentru un look perfect până la 18 ore. Noua gamă Extra Lasting. Doreșteți și se va împlini. Sună-ți acum reprezentantul Avon. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Carla Giaca și Silviu Sergiu vă aduc în centrul atenției. Evenimentele fierbinți din aria politică și influența lor asupra vieții tale. 10 de subiecte abordate concis în 60 de minute. Vă așteptăm să dezbatem evenimentele care tocmai se întâmplă aici, în ediție de prânz. Urmărește de luni până vineri, de la ora 14, pe B1 TV, ediția de prânz. Am revenit, este ora 11.39, de fapt era ora 11.30, fiindcă acum e 11.31. B1 Viața e Frumoasă a ajuns la ultima parte a ediției de astăzi. O să vorbim imediat despre vitamine. Până atunci, haideți să vă spun ce se întâmplă cu vremea în acest moment. 15 grade la Miercurea Ciuc, cea mai scăzută temperatură. Cele mai mari sunt prin Dobrogea, la Tulcea, la Sfântul Gheorghe Delta, la Gura Portiței și la Megidia, 27 de grade. La Arad și la Alexandria sunt 20 de grade, în Buzău 25 în acest moment, Brașov 17 grade, apoi Drobeta, Turnu Severin 22, la fel la Craiova 23 de grade arată termometre, la Iași, Giurgiu 24, Miercurea Ciuc doar 15 grade, 21 Reșița, Vâlcea, Satu Mare, 18 Sfântul Gheorghe și Sibiu, 22 de grade la Ploiești în acest moment, iar la Suceava se înregistrează 21 de grade, Zalău 19 în capitală, în acest moment sunt 22-23 de grade, vedeți că temperatura crește cu un grad în fiecare oră, maxima zilei de astăzi ar trebui să fie undeva la 30, poate chiar 31 de grade și mai mult ca sigur că la un moment dat în București o să și plouă pe parcursul zilei de astăzi. Așadar, vitaminele sunt pe ordinea de zi în această ultimă parte a emisiunii de astăzi. B1 Viața e Frumoasă. Vorbim despre vitamine cu dr. Șerban Damian, medic nutriționist, și cu domnul dr. Liviu Rusu, director general ANSVSA. Bine ați venit la Viața e Frumoasă. ANSVSA, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Nici nu știu de unde să încep. Vitamine. Când spunem vitamine, cei mai mulți ne gândim la acele pilule pe care le găsim în fel și fel de flacoane, nu? Da, dacă e să o luăm de la cuvântul vitamină, viață, amină, care este un suport al vieții sau dă viață, întreține viața, adică de la, însăși de la cuvânt putem să ne dăm seama despre ce înseamnă vitamină, că ea este de sinteză, că ea o găsi, această vitamină o găsim în legume, în fructe, în carne, în lapte, brânză, ouă, deci în alimente în general, că o sintetizăm în foarte puține cazuri, o sintetizează organismul nostru, că este în legume și fructe, ea este indispensabilă vieții și de cele mai multe ori, asta spuneam că este o excepție, această sinteză pe care o poate face organismul propriu, este adusă din exterior, deci printr-un aport de alimente, este cel mai bun aportul de alimente, dar poate fi și adusă
artificial, să spunem, în, și acestea sunt acele vitamine de sinteză în cazuri speciale. Da, la pilulă, la tub, la perfuzie, la cum dorim noi, dar în general, ca să revenim la ceea ce la însăși cuvântul, vitamina aceasta este indispensabilă vieții. Domnule Damian, orice produs alimentar are vitamine automat? Sau găsim și produse fără vitamine? Un exemplu, zahărul nu are vitamine pentru că este un izolat dintr-o plantă, însă structurile complexe cum sunt alimentele de origine vegetală, deci fructe, legume, cereale, carne, ouă, toate acestea au într-o cantitate mai mare sau mai mică și vitamine, diverse proporții. Deci, practic, fiecare aliment complex provenit din natură este un cocktail de vitamine și minerale și o mulțime de alte microelemente, oligoelemente pe care organismul nostru le folosește și fără de care, așa cum spunea și domnul doctor, nu putem să supraviețuim, tocmai de aceea avem nevoie. Fie că le luăm din surse naturale, alegerea cea mai bună, fie că în unele situații avem nevoie să luăm și din tub. Vă invit să urmărim un material realizat de colega mea, Alexandra Minea, să vedem dacă știu oamenii foarte multe despre vitamine. Au fost întrebați pe stradă ce crede despre anumite vitamine, de unde își procură vitaminele necesare alimentației de zi cu zi. Haideți să vedem ce a ieșit. Potrivit dicționarului explicativ al limbii române, vitamină este numele dat unor compuși organici indispensabili vieții care se găsesc în alimente sau se prepară sintetic, cu rol esențial în menținerea proceselor celulare vitale. Luați vitamine? Nu. Copiilor le dați vitamină? Da. Ce vitamină? Nu știu exact, soția se ocupă de problema asta. Nu prea. Le iau din, cum să zic, din fructe. Deci nu era cazul să iau vitamine. Luați vitamine? Nu. Copiilor le dați vitamine? Da. Ce fel de vitamine? B1, B2, complexe. Nu iau, decât foarte rar. Iau câteodată omega-3 sau enzima 10. Dar așa nu. Mă hrănesc natural. Nu iau artificial nimic. Luați vitamine? Nu. Copiilor, nepoților le dați? Numai la prescripția medicului. Cred că nu e necesar să-i dai vitamine atunci când organismul nu cere. Ce fel de vitamine luați? Vitamina B1, 2, 3. Mai fac și rețete, citesc prin reviste, care mi se potrivesc. Majoritatea preferă să consume alimente bogate în vitamine, însă puțin știu exact sursa cărei vitamine este fiecare legumă sau fruct. Vitamina C e... portocala, lămâia... Vitamina A luăm din morcov, beta-caroten, dacă nu înșel. Știți care sunt alimentele surse de vitamine? Lămâile, portocalele, ceva cu beurile, nu, beurile parcă-s cu cărnița, ardeiul cu vitamina A, varza, parcă știu că are vitamina C. Cel mai mare aport de vitamina C o are pătrunjelul. Care sunt alimentele surse de vitamine? Nu știu. Pătrunjelul conține foarte mult vitamina C, kiwi foarte mult vitamina C. Restul, majoritatea au tot vitamina, dar nu le pot enumera acum. Lămâie, portocală, măr, pătrunjel, verdețuri, foarte multe, spanac, i-am dat pentru fier celui mare. Ce spun medicii? Vitamina A este importantă pentru vedere, pentru formarea și creșterea oaselor, pentru sănătatea dinților și rezistența organismului la infecții. Dacă sesizezi modificări la nivelul pielii sau al dinților, ar fi bine să introduci în dietă ouă, ficat, smântână, morcov, dovleac, fasole verde, roșii, spanac, ulei de pește, mango sau măcar curmale. Vitamina B2 își semnalează absența prin senzația de gură și buze uscate, intoleranță la lumină, ușoară inflamare a ochilor și început de depresie. Readuce echilibrul consumând carne, pește, brocoli, asparagus, produse lactate și sucuri de fructe. Biotina sau vitamina B7 menține glicemia în limite normale și este responsabilă pentru sănătatea unghiilor și a părului. Cele mai bune surse: gălbenușul, ceapa, conopida, căpșunile, nucile și migdalele.
Lipsa vitaminei C, poate cel mai des amintită, produce sângerări nazale, amețeli, uscarea pielii, oase cu sensibilitate mărită și, foarte grav, căderea dinților. Dacă obișnuiești să te bucuri de spanac, brocoli, roșii, ardei grași, mere și portocale, nu prezinți asemenea riscuri. Funcția esențială a vitaminei K este coagularea sângelui. Dacă te alegi ușor cu vânătăi sau prezinți sângerări nazale sau gingivale, înseamnă că trebuie să introduci în alimentație unt și margarină, lapte și ouă, salată verde, pătrunjel, mărar, leuștean și să stai mai mult în bătaia soarelui. Poate cel mai important aspect în privința vitaminelor este modul în care alegi să te bucuri de ele. Poți consuma cât vrei din alimentele preferate, surse de vitamine, însă abuzul de suplimente nutritive luate de la farmacie provoacă intoxicații. Tocmai de aceea este esențial să respecti recomandările medicului. Da, am văzut cam ce cred oamenii despre vitamine. Mă rog, mulți erau cât de cât în subiect, nu? Vitamina C se regăsește în pătrunjel, în fel și fel de citrice. Care este rolul vitaminelor, practic, în organism? Vitaminele intră, ele practic nu hrănesc, efectiv nu oferă energie, însă intră în lanțurile metabolice, având rol de coenzimă uneori, efectiv la nivel de donare de protoni. Deci, practic, în acele reacții foarte complexe din interiorul celor noastre, vitaminele au un rol cheie. Și atunci când lipsesc, aceste reacții nu se mai desfășoară corect și ajungem, de exemplu, cea mai frecventă stare pe care o înregistrează cineva care are o carență vitaminică este starea de oboseală, de lipsă de energie. Se corelează la nivel celular cu insuficiența acestor vitamine care au rol energetic. Practic, fiecare vitamină are una sau mai multe funcții, unele mai specifice, altele mai generale și trebuie discutate fiecare în parte, dacă ele sunt structuri cu rol complex în organism, nu au o singură funcție ușor de definit. O să le luăm imediat pe rând. Domnul doctor Rusu, din, nu știu, legume, fructe, puteți să ne luăm absolut toate vitaminele de care are nevoie organismul sau trebuie să mai apelăm la aportul de vitamine de la plic, de la tub, de la găleată, de la cutie? Nu, deci nu, noi, deci, trebuie să ținem cont că, totuși, specia umană a avut o evoluție ascendentă, respectiv am ajuns unde am ajuns datorită unei diete, totuși, complexe, care a fost de-a lungul timpului. Noi acum, în perioada industrială, am încercat și este mult mai ușor pentru noi să, datorită progreselor tehnologice și a științei, să sintetizăm aceste vitamine, ceea ce este foarte bine, pentru că un exemplu generic, cel mai ușor exemplu este pentru vitamina C, cum spuneau și intervievații dumneavoastră, lipsa acesteia determină scorbutul. Și această boală de-a lungul istoriei a fost boala cu care se confruntau celebra boala marinarilor. Da, exact, care pentru că nu aveau, pentru că nu aveau, plecau și timp de 6 luni ei erau singuri pe mare, nu opreau nicăieri și nu aveau aceste surse. Și de aceea foarte mulți le cădeau dinții, acea paradontoză ulterioară acestei carențe de vitamina C și mulți luau fructe uscate cu ei. Le puneau în apă și rehidratau, nu? Bineînțeles, este o sursă de vitamina C, pentru că orice vitamina C se elimină. Nu, nu se depozitează. Deci și atunci trebuie să o reîmprospătăm mereu. Nu? Deci chiar dacă iei mai multe pastile de vitamina C, organismul sunt și are necesarul. Sunt unele vitamine și care fac și hipervitaminoze. Deci, dar în general, organismul nostru este în așa fel fiziologic structurat că elimină acest, de cele mai multe ori, 80-90% din cazuri, elimină excesul de vitamine, ca, mai ales când acest exces este endogen, respectiv prin alimente, prin mâncare. Este dificil să le elimine atunci când este indus, respectiv în cazul unor afecțiuni, se pun perfuzii, atunci este dificil. Deci este dificil pentru că deja este introdus această vitamină, acest exces direct în fluxul sanguin și e greu să fie eliminat
spre deosebire de aportul care este aportul chiar și în cazul pilulilor, care este exogen, dar pe cale bucală, în care la nivelul tubului digestiv nu se absorbe. Există blocaje de receptor la nivelul tubului digestiv și se blochează această această trecere a vitaminei din interior în în circulația sistemică. E o modalitate prin care organismul are grijă să se apere de astfel de excese. Aici apare și binecunoscută problema a părinților, nu, care își îndoapă copiii cu fel și fel de vitamine, ia și de asta, ia și de asta, ia și de asta, ca să crești mare, nu? Absolut. Practic, ce spunea și unul dintre intervievați, e bine să mergi la medic, da. Pentru că nu în orice situație, nu oricând trebuie să folosim vitamine. Ele sunt necesare sub formă medicamentă, să mă refer, atunci când există un deficit, când se trecem printr-o perioadă în care necesarul de vitamine este mai mare, să zicem în sarcină sau în perioadele de creștere sau în convalescența după o boală sau în perioadele de efort susținut sau la bătrâni. Există situații în care într-adevăr este necesar să creștem în mod artificial, să spunem, cantitatea de vitamine, însă nu oricând și oricât, pentru că iată, există vitamine care se pot acumula în organism, de exemplu vitamina A sau vitamina D, și pot să dea la un moment dat hipervitaminoze cu manifestări dintre cele mai grave, adică un exces foarte mare de vitamina D poate să conducă chiar la deces. Un exces foarte mare, da. Da, vitamina D, atunci când este folosită în doze foarte mari, poate să... Unde se găsește vitamina D? Deci nu mă refer la alimente. Nu ajungi să mănânci atât de mult încât să te intoxici. Aha, deci doar din suplimente, exact. Da, da. Haideți să le luăm pe rând toate vitaminele. Avem vreo 10 minute la dispoziție în care le trecem în revistă. Vedem de unde le luăm, mai ales cum păstrăm produsele ca să-și păstreze vitaminele. Că cred că e foarte important, nu? Că dacă degeaba iei o roșie și o fierbi două zile și te aștepți să aibă... Cele mai multe vitamine. Deci vitaminele sunt de două tipuri. Cele hidrosolubile și cele liposolubile. Adică cele care se dizolvă în grăsimi și cele care se dizolvă în apă. Nu există altceva decât aceste două posibilități. În general, aș putea spune că tratarea termică, de cele mai multe ori, spre exemplu, e o diferență. Vitamina E, spre exemplu, rezistă la 200 și ceva, 300 de grade, adică sunt excepții. Dar de cele mai multe ori, tratarea termică a fructelor și legumelor neutralizează o mare parte din vitaminele din cuprinse în acestea, din fructe și în legume. La fel, vitamine nu sunt doar în fructe și în legume, sunt și în lapte, brânză, în ouă, în carne. Vitamina E, că rezistă până la 200 și de grade. Da, adică ea este una... Dar nu rezistă, spre exemplu, ea este inhibată și de alcool și de consumul de cafea. Deci este un mozaic, fiecare vitamină poate să... Dar de cele mai multe ori, asta spun generic, 80-90% din cazuri, tratamentul termic neutralizează vitamina, aportul de alcool, fumatul și de cafea, de cele mai multe ori neutralizează, dacă nu direct, vitaminele, efectele lor. Aha. Deci trebuie un echilibru, o dietă echilibrată. De asemenea, trebuie o dietă echilibrată, domn doctor poate să vă spună chiar mai mult, între aportul de grăsimi, lipide, glucide, vitamine. Deci întotdeauna excesele nu fac bine. Și de-aia se zice să mănânci câte puțin din fiecare. Câte puțin, nu? Din fiecare. Asta, mâncatul, diversificarea alimentației ne asigură tot spectrul de vitamine. În mod instinctiv ajungem să alegem în așa fel încât să ne acoperim tot necesarul de vitamine, de minerale. O dietă restrictivă, o dietă orientată doar către o anumite grupe de alimente și din acelea să alegem doar anumite alimente, ne poate conduce la carențe. De aceea e bine să mănânci din toate fructele, chiar dacă, să spunem, îți plac merele în mod particular. Mai mănânci din când în când și cireșe și căpșune, pentru că fiecare aduce în alte cantități vitaminele. Și în felul ăsta ți-asiguri necesar. Care este vitamina pe care organismul și-o procură cel mai greu?
Există o asemenea vitamină sau în general toate, dacă mănânci de fiecare? În general, acum e o problemă, e cu totul, e o situație, să spunem, diferită datorită globalizării. Dar, în general, din când nu erau astfel de situații în care în câteva ore poate orice fruct, orice legumă, orice să ajungă în orice parte a lumii. Deci globalizarea are, spunem, uitați-vă efectele benefice. În perioada vară-toamnă, toată lumea își asigura acest, cu mici excepții la cele care nu se depozitează, la vitaminele care nu au această posibilitate să se tezaurizeze în organism, deci să se depoziteze, se asigura aportul vitaminic necesar pentru perioada iernii în care nu aveam aceste, nu aveam fructe proaspete, nu avem legume proaspete, deci nu. Acum, în actuala situație, nu mai putem vorbi de așa ceva, pentru că chiar și vara, da, pentru că datorită diferențelor de anotimpul dintre cele două emisfere, este foarte ușor să mâncăm fructe și legume proaspete din emisfera sudică, unde este vară în plină iarnă în emisfera nordică, și cei din emisfera sudică din emisfera... Adică e foarte ușor. Dar, în general, deci acest aport trebuie să fie, după părerea mea, foarte echilibrat, deci trebuie să fie foarte diversificat. Și nu putem spune că una este mai bună decât alta. Toate sunt bune pentru că fiecare are rolul ei, fiecare își aduce acea plus valoare, fiecare vitamină care, dacă nu ar fi, dacă nu ar exista, dacă nu ar interfera și ar cortegiu de simptomatologie ulterioară a lipsei acesteia, ar da foarte multe bătăi de cap atât respectivei persoane, cât și medicilor și familiei și anturajului. Vă pot da un exemplu, apropo de întrebarea asta, ca o situație particulară în care o persoană din zilele noastre poate să dezvolte o carență, de exemplu, un vegetarian poate să dezvolte o carență de vitamina B12. Chiar în normal se regăsește în ce? În carne, produse de origine animală și mai puțin în produse de origine vegetală. Și atunci la vegetarian se indică aportul sub formă medicamentoasă, deci suplimentarea. Altfel sunt complet de acord cu ce a spus domnul doctor, e foarte rar, foarte dificil să mai dezvolți o carență vitaminică în zilele noastre când practic găsești orice, oricând. Doar poate eu știu în condiții de sărăcie extremă sau... Dar există și persoane care să nu asimileze sub nicio formă o anumită vitamină? Nu, există așa ceva, pentru că altfel ar muri din primele luni de viață. Deci avem nevoie de acele elemente și organismul nostru este făcut să le, să le folosească. Domnul doctor Rusu, cum păstrăm alimentele ca să nu am înțeles că nu le fierbem pe cât posibil? Mă refer aici în special la fructe și la legume. Nu le fierbem, nu le tratăm termic, nu le coacem, nu le... Dar, în general, cum trebuie o banană? Bine, banana nu-i cel mai bun exemplu, că mi-aș și spus că nu se bagă la frigider. Nu, în general, de cele mai multe ori, aceste vitamine sunt neutralizate în foarte multe cazuri și de lumină. De aceea, părerea mea și recomandarea este ca acestea să păstrezi în locuri întunecoase, reci, bine aerisite și, bineînțeles, o perioadă cât relativ scurtă de timp, nu trebuie să așteptăm să se învechească, dar nu putem exclude faptul că o sursă foarte importantă de vitamine este și nu numai de vitamine, ci și de oligoelemente, respectiv de microconstituenți, sunt în fructele uscate. Deci nu doar fructul proaspăt este bine, foarte important. La fructele uscate, că știm că au la sunt calorii, fructele uscate, no, deci sunt. E cu totul. Cu simț de răspundere. Apropo de tratamentul termic, trebuie totuși nuanțat în sensul că nu orice tratament termic. Tratamentul termic excesiv distruge vitaminele așa în măsură încât să nu ne mai putem bucura de existența lor. Totuși, noi, în mod tradițional, mâncăm mâncare gătită, mâncare preparată termic. Deci nu cred că e nicio problemă, nu? Nu, dacă compensăm, sotezi un pic la tigaie, compensăm cu alimente proaspete. Deci, practic, nu putem să spunem că orice tratament termic distruge vitaminele.
Bun, micșorează cantitatea. Exact. Până la, vă dați seama, dacă avem o doză X, până la 50-60% poate fi denaturată, distrusă prin tratament termic. Adică oricum rămâne ceva, dar trebuie să crească exponențial cantitatea de mâncare ingerată. Bun, mai avem un singur minut la dispoziție. Aveți două cărți pe masă. Vă rog să le arătați către camera. Aceea este Biblia păstrării alimentelor, nu? Da, siguranța alimentelor. Este ghidul aici, pe care... Aici, la camera numărul 3. Siguranța alimentelor. Da, este un ghid pe care noi l-am realizat și încercăm acum să încercăm să-l distribuim cât ca și autoritatea statului în cât mai multe locații cu putință pentru a ajuta persoanele care cu informații și nu numai vis-a-vis de ceea ce înseamnă siguranța alimentelor. Iar eu am venit cu o carte exact despre vitamine și minerale, este scoasă de la Universitatea Târgu Mureș. Prezintă efectiv toate vitamine, minerale și produsele de pe piața românească unde se găsesc. Mi se pare utilă pentru oricine, pentru informare. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența noastră în platou. Sigur ar trebui să ne mai vedem o dată, să mai vorbim, fiindcă sunt atât de multe de vorbit. N-am văzut ce se întâmplă cu vitamina A, că se zice că dacă ai ochii buni, nu, înseamnă că ai consumat morcov când erai tânăr. Nu, dar vitaminele, deci chiar asta e chiar vitaminele de sinteză sunt și catalogate. De asta vitamina naturală e cea mai importantă, că sunt vitamine de sinteză care sunt celebrele euri. Deci sunt euri care sunt denumite vitamine. Nu mai permite timpul, vă dau imediat informație despre vremea de mâine, dar și ce se întâmplă poi mâine. Așadar, marți în țara noastră, cam între 23 și 32 de grade, din nou ploi în majoritatea zonelor, descărcări electrice, miercuri vor fi între 23 și 33 de grade, iar ploile vor apărea în special în centrul, în vestul și nordul țării, de asemenea la munte, în sud și în sud-est, vreme destul de bună. Cam asta a fost ediția de astăzi. Mădălina Pușcalău vă așteaptă la fix cu cele mai importante informații ale jurnalului de la ora 12. Eu vă doresc o zi cât se poate de bună, răcoare se vede că avem cel puțin deocamdată. Ne revedem mâine la ora 8:30. Pe curând! O cartelă SimpliPay și îți oferim 75 de minute și SMS-uri naționale, 1500 de minute și SMS-uri în rețea cu 5 euro pe lună. În plus, acum ai opțiunea gratuit 3 luni la reîncărcare. Din mașină direct în vacanță. Alimentează la Rompetrol, adună kilometri și poți câștiga una dintre cele 15 vacanțe în destinații diferite sau unul din sutele de alte premii. Luna asta te așteaptă Veneția, Santorini, Dubrovnik, Palma de Mallorca și Tenerife. Intră în cursa pentru vacanță. Un ten mai tânăr încă din prima zi. Transformare spectaculoasă după 14 zile. Satisfacție garantată. Regimul anti-îmbătrânire ANIU doar de la Avon. Dermatologia testă. Un regim de îngrijire aplicat zilnic este cel mai eficient pentru îndepărtarea semnelor de îmbătrânire. Regim de îngrijire a tenului în 3 pași pentru fiecare vârstă. Regimul anti-îmbătrânire ANIU de la Avon. Dorește-ți și se va împlini. Sună-ți acum reprezentantul Avon. Orhidee delicată și lapte bogat și cremos. Iată rețeta pentru o piele delicioasă. Palmolive Naturals Irresistible Softness cu extract de orhidee și lapte hidratant. Oferă-l cu generozitate pielii tale. Noul Palmolive Naturals Irresistible Softness. O rețetă hidratantă pentru o piele delicioasă.
Salonul e viața mea. Vin zilnic. La mine e prima oară. Da? Se vede. Ești de la țară? Nu, doar naturală. La Ricardo alegem doar ouăle naturale. Ricardo, selectăm ouăle, apoi le selectăm din nou. Pasiunea, nebunia, drama, spectacolul sunt toate numai aici, pentru tine. Ce mai aștepți? Din iulie, Liga 1 vine la Dolce Sport. Alege Dolce Sport HD și trăiește marile bătălii din Liga 1 în High Definition. Ai super calitatea sunetului și imaginii și vezi de 5 ori mai multe detalii în acțiune. Ia-ți acum televiziunea Dolce și încearcă gratuit calitatea HD. RomTelecom. Împreună acasă. Are în permanență nevoie de o menajeră. Încă visează că va fi celebru. E minunat! Îl iubesc! Puterea alintaromului ne aduce împreună. Iacob Scrâng. Intră în jocul Angry Birds cu un smartphone super accesibil. Ia-ți telefonul Cosmote Move cu sistem de operare Android, touchscreen capacitiv, conexiune Wi-Fi și acces la sute de mii de aplicații cu doar un leu la abonamentul Cosmote Enjoy. Cosmote, lumea noastră ești tu!